ACS Poli Timișoara a fost în discuții cu fostul jucător al Universității Craiova, Dragoș Firțulescu. Fotbalistul a vrut să vină la Timișoara, însă posibilitatea de a se realiza un transfer la clubul bănățean a picat. Poli se orientează spre tinerii din propria pepinieră și a transferat doar 3 jucători în această iarnă: Mihai Dina, Ovidiu Petre și Eduard Pap. Petre Mușat, directorul sportiv al grupării bănățene, explică de ce Poli nu l-a transferat pe Dragoș Firțulescu. N-a primit cineva ofertă, dar nu s-a mai realizat și nu. A trebuit să vină la, adică, cum să spun, a vrut să vină la noi la Timișoara, dar s-a avut acolo la un meci în Antalya și deși au zis că nu se-a fost să le ia. Dar nu zice niciodată ce treabă cu transferul, deci el s-a oferit că vrea să vină la Timișoara. Deci că, deci nu s-a pus măcar problema transferului, n-a vorbit de transferul nimic, a trebuit să-l vadă cineva, nu că el a fost și accidentat, a fost unde a mai jucat. Au fost discuții între mine și un impresar de la Craiova și au fost numai la nivelul discuțiilor și s-a mai magazat de aia, pentru că au văzut, au jucat și aia pe-n Turcia, pe acolo, pe-n Antalya, trebuia să trece și la echipă din Azerbaijan. Noi nu l-am mai încurcat pe copil, că n-aveam de ce să-l încurcăm. Jucătorii care se oferă singur, na. Trebuie să-i vedem și noi, să vedem dacă sunt apți, dacă sunt medical, dacă sunt înțelegi. Noi cu jucători ca el poate avem în Timișoara, nu? Ce să luăm din altă parte, că puteți să luăm de la noi, nu? Da, știi cum e acum, na. Ei vor să vină la Timișoara că au zis un proiect bun și o echipă serioasă, adică cu conducere și cu serioasă, cu autorități locale care sunt serioase și care au demarat un proiect în Trombo și care a ieșit până la urmă și va ieși, sperăm să promovăm în vară. Deci, știi că lumea vede din sfera fotbalului dacă este ceva serios sau dacă se plătesc salariul la tip, astea caută jucători acum mai nou, știi? N-au vrut la noi, mai multe ori întâlnesc pe jucători de la noi de aici, din Timișoara. Valoarea lui Firțulescu pe site-ul Transfermarkt este de 300.000 de euro, însă ex-craioveanul ar fi venit la Poli pe gratis. Chiar și așa, clubul bănățean preferă să ofere o șansă juniorilor. Antrenorul lui Poli mizează pe tinerii din propria pepinieră. Fotbalistul în vârstă de 23 de ani a jucat la Universitatea Craiova, Târgu Mureș și Universitatea Cluj. Dragoș Firțulescu și-ar fi dorit să facă parte din lotul lui Velcea și să joace la Timișoara. Da, a fost o discuție acum o lună jumate, două luni. Am fost contactat de domnul Mușat. Au fost discuții foarte serioase. Am crezut că o să ajung acolo în proporție de 90%, dar între timp, nu știu mai exact ce a intervenit. Probabil cineva nu a fost foarte mulțumit de serviciile mele și totul a picat. Ce te-a determinat să-ți dorești să vii la Poli? Faptul că se luptă la promovare și vrea să ajungă în prima ligă și că este un club serios cu banii la zi? În primul rând m-a determinat faptul pentru că este o echipă de tradiție, pentru că este aproape cum este la fel cum am evoluat pentru Universitatea Craiova și știu că sunt suporteri înfocați și mi-ar fi plăcut să pot să joc pentru Poli Timișoara. Ar fi fost un lucru bun pentru mine, dar nu s-a concretizat nimic și am ales să nu mai stau degeaba până la vară și să joc în altă parte. Nimic. Mi-ar fi plăcut, mi-ar fi făcut mare plăcere, dar nu știu cauzele. În prezent, Dragoș Firțulescu a bătut palma cu Slatina până în vară.